astăzi, ai Bianca a dispărut. Am găsit un afiș super ciudat pe un copac. Băi, stai puțin, sunt extrem de confuz, nu înțeleg cum adică missing. Ce se aude? What? Trage cu miniganul! Fugi-o! Ce? Bă! Cât o spărută în zi Herobrine? What? Fugi! 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 Ok, Andrei, hai, vino după mine, trebuie să mergem pe aici, deci ia uite ce drum am făcut, îți place? Drumul meu făcut cu schema mea, bă, băiatule, adică nu oricum, adică practic, wow, cu ajutorul pizzei, da, exact. Bun, și fii atent, diamante, tu le vezi acolo în spate? Oh my god, eu le-am găsit? Da, cred că totuși tu le-ai găsit. Ia pune și tu niște blocuri pe aici, te rog. Dar fii atent, nu uita în ce aventură am plecat aici. Ține armele aproape, pentru că s-ar putea să ne întâlnim cu dușmanul, și anume Herobrine. Dacă e vorba despre el, dar eu nu cred că e vorba despre el. Avem aici niște diamante, dar fii atent înainte să le minăm. Vreau să o găsim o dată pe Bianca. Bun, stai, înainte să minăm diamantele, vino cu băi! Înainte de toate, hai să vedem dacă se află ceva pe aici. Ia să vedem, poate chiar găsim ce. Nu-i nimic aici, mergeți înapoi. Da, ok, cred că are sens, sincer. E ceva ce ar zice Herobrine, da, pe bune, true. Fii atent, Andrei, bă, ia vino cu deci fii atent, vino cu și ți-am dat eu un pickex, mai ții minte? Exact, dar stai, nu mina, pentru că pot să fie niște diamante false și diamantele false, dacă le minezi, au bubuit. Și fii atent, nu vrem să bubuim, așa că ai grijă, fii atent. Minează-le așa pe shift, dar nu te pune pe ele în timp ce le minezi, deci cu mare grijă, hai. Hai, minează-le, încearcă să le minezi. Ok, să vedem ce. Mă, ce? What? Bă, de ce? Bă, de ce e o chestie de asta de râs? Râde de noi? Dar de ce, efectiv, râde de noi Herobrine? Crezi că e Herobrine la mijloc? Crezi că Herobrine e ăla care a pus astea cu râs? Bă, frate, dar nu înțeleg de ce le-ar pune, adică ce sens are, gen? Sau ne trolează Bianca, dar nu cred. Bă, frate, dacă noi facem toate eforturile astea și e Bianca la mijloc, așa-i fac, pe bune, deci îmi pare rău. Nu ai cum, efectiv așa ceva, nu știu, e o glumă proastă. Bă, dar-i sora ta, tu o cunoști mai bine. Ia spune, ar face ceva de genul zi acum sau te împușc. Nu cred, nu? Ok, bine, atunci vreau să spun că e în regulă. Hai, vină după, lasă diamantul ăla, hai, vină după mine, fii atent. Hai să continuăm aici drumul. What, obsidian? De ce dintr-o dată totul se oprește aici? Andrei, hai să spargem. Bă, stai, ești nebun. Hai să spargem, hai să sparg eu, actually. Ia dăm pickaxe-ul ăla. Hai, dăm pickaxe-ul ăla că eu cunosc mai bine aici zona. Hai, tu ține de 6, uite-te stânga, dreapta, că eu o sparg aici să văd care-i faza. Andrei? Ce-i asta? Andrei, nu pot să cred ce-am găsit. Andrei, tu așa ții de 6? Andrei, ce ți-a zis eu? Ți-a zis să ții de 6, nu să mănânci pizza. Vino cu a, că am găsit ceva, ia vino cu a. Țin de 6, da, observ. Da, știi la ce nu s-a gândit Herobrine asta? Dacă am face noi asta, gen. Adică, gen, clasic rău de tot, știi? Adică, de ce n-am face noi chestia asta? Bine, din nou, nu știu ce tot zic de Herobrine, că nu știm neapărat dacă e el 100%. Herobrine, 10.000 IQ? Ok, domnule mâncăcios, dar știi care e problema aici? E o ușă cu open pe care nu o să deschidem, că doar nu suntem nebuni. Sau o deschidem? Hai, deschide ușa în 3, 2, 1 și... Hai că suntem blindați! Hai, deschide-o! Intră! Vino aici! Încearcă să intre! Bă, ce-i asta? What? Bă, că s-a luat! Ia, ești niște mere de aur! Ia niște mere de aur acolo! Haide! Dai! Aula, nu mai am plațe! Mai adică pistolul ăsta! Aula! Și asta! Dai! Dai că mai sunt puțin! Încă unul! Olo, vai de capul meu, bă, bine mă, bă frate, chestia asta e, nu e de joacă, ce-s camerele astea, explică-mi, de când se spawnează așa ceva, bă, hai să avem grijă că era să mor, nu mai spune că doar tu era să mor, bă, doar tu era să mor, nu, băi, eu zic să avem grijă, nu de alta, dar, o să mănânc o pizza puternică, nu de alta, dar, cred că mai există încă o cameră de genul și întrebarea mea e de ce există camere de genul? Adică de ce se spawnează la coordonata literalmente 11 așa ceva? Vor să ne inducă în eroare? Care ei? Presupun că o să aflăm, dar hai să mergem.
Fii atent, Andrei, în momentul de față urmează următoarea ușă și eu zic să-ți reîncarci armele, băiatule, pentru că cred că urmează o bătălie. Hai să vedem, ești gata? Eu deschid ușa, tu intri puternic. Hai să-i batem? Deci eu deschid ușa, tu intri puternic. 3, 2, 1, intră! Dai, dai, omul meu! Ce? Bă, ce ăla? Herobrine? What? Și mai mulți Herobrine? Bă, încă unul, what? Bă, ce sunt ăștia, mă, de scapă? What? Ce sunt ăștia? Ce sunt ăștia? Ce-s mobii ăștia gigantici? Wow! Bă! Ok, mamă, că se rupe la ușa aia! Bă, Andrei, vină cu aia, intră. Uite, sunt atrași de ușa aia dintr-un motiv sau altul. What? Mamă, cât sunt! E Bianca acolo? Nu cred. Nu știu, hai să vedem, ia, omoră pe toți. Dai. Bă, vezi cât ai în mine! Ok, stop, stai, nu deschide. Băi, băiatule, ce a fost asta? Ce erau mobia mari și grași? Ce erau aia? Adică, ce trăim? Bă, frate, nu înțeleg ce e asta! Toate astea ca să o recuperăm pe Bianca! Nu mai suport, crede-mă că nici eu, efectiv, nu înțeleg care-i faza cu toate chestiile astea. Dar ce erau mobia aia mari? Explică-mi. Cred că erau Ravager de aia, nu? Da? Mamă, și aia erau niște Herobrine care erau atrași de ușa asta. Deci, clar, stai puțin, aici se află ceva. Hai să vedem ce se află. Ah, stai puțin, Andrei, stai. Bă, nu sunt pregătit emoțional pentru următoarea ușă. Ok, tu o deschizi, eu intru, da? Hai să vedem. 3, 2, 1, start! What? Bianca! Bianca? Nu cred, ați venit în sfârșit după mine, după atâta timp. Mi-era dor de voi. Haideți cu mine la următoarea ușă să mergem acasă. Ei, hai. Bă, Andrei, hai acasă. Andrei, ia vină puțin. Andrei, vină puțin. Poți să vii puțin, te rog? Lasă-mă. Hai acasă. Andrei, stai puțin. Vină o secundă. Vină două secunde, gen. Ce faci? Stai puțin, Bianca. Bă, Andrei, ți nu ți se pare ceva suspect aici? Nu ți se pare absolut nimic suspect? Nu? Cum adică nu? E Bianca. Andrei, nu ți se pare nimic suspect prin faptul că nu se comportă ca Bianca și gen n-are niciun sens ce să fie suspect? A, bun, și practic tu gen vrei să o crezi gen și să mergi la următoarea ușă, nu? Hai acasă? A, ok, bine, mă, bine. Deci tu chiar vrei să te duci la ușă să o deschizi? Să mergem cu Bianca gen, da? Bine, hai, du-te. Bă, na, că uite, ai crezut totul pe Bianca. Ia uite ce avem aici. Nu mai Herobrine. Era fake, Andrei, era fake. Na, acum o mai crezi? E un NPC, efectiv, uite-te. E un NPC, cum să crezi că e real? Doamne, bate acum. Nu, mă, că tu credeai că e real, mă, Andrei. Da, Bianca, hai, mamă, ce mult mi-ai lipsit. Bă, frate, nu mai plec niciodată cu Andrei la aventură. Andrei, zic sincer, nu știu dacă vreau să mai merg și la următoarea ușă. Adică, cred că nu e niciodată prea târziu să dăm înapoi, știi? Intru eu, nu! Stai puțin. Chiar vrem să continuăm? Adică, chiar vrem să facem chestia asta? Chiar, nu știu, vreau să o găsim pe sora mea, logic? Da, logică, o să o găsim, dar poate... Poate n-a fost asta ziua, știi? Poate nu am fost suficient de pregătiți astăzi, știi? Poate putem să încercăm și mâine, știi tu? Nu te da bătut acum. Ok, știi ceva, 3, 1 și... Ah! Oh, wait a second, what? Leona... Bă, cât sunt? Bă, tu vezi ce se întâmplă aici? Ce e asta, gen? Adică, wow, chiar că wow, Leonardo... Băieți, am o super ofertă pentru voi. Pentru doar un diamant vă pot da o hartă care să vă ducă spre fata pe care o căutați. Practic, portarul ăla din față e inutil. Andrei? Dăm pe gratis? Ah, normal, negociatorul din Andrei, logic, trebuie să negocieze. N-am un diamant? Bă, Andrei, stai, mă, lasă arma, hai, ignoră-l, hai să mergem la următorul. Dar tu vezi că e o săgeată care arată exact spre portal, deci cred că chiar în portal trebuie să intrăm, gen, nu? Da? Hai să vedem, ia, David, salut! Salut, băieți, am auzit de la cineva că este efectiv cea mai inutilă chestie din lume să mergem în portalul ăla. Frate, de ce toată lumea vorbește de portal, ce, mă? Bă, frate, bă, ce se întâmplă, efectiv, de ce toată lumea vorbește despre portal de parcă e o chestie atât de rea? Tu ești mână-n mână cu Leonard. Ia, Marius, o, salut, Marius, ce zici?
Bă, frate, ați auzit, mă, știrile? Ci că odată ăștia la știri că s-a inventat cea mai inutilă chestie din lume. Știți care e aia? Portalul ăla din capăt. Bă, frate, ce? De ce efectiv toată lumea zice de portalul ăla din capăt că e... Bă, Andrei, asta e o conspirație cumva. Gen, trăim în momentul de față un paradox. Ăștia sunt toți prieteni pe bune. Firați voi să fiți. Ia, Dragoș. O, ăsta îmi place de el. Salut, nu știu cine sunteți, dar voiam doar să vă spun să nu mergeți în portalul ăla din... Ok, nu, nu știi ceva. Roxana, o, oh, bună, bună. Hei, frumoșilor, cu ce ocazie pe aici? Mă știi doar. Ok, am înțeles cât de plictisit. Ok. Da, nu, niciodată n-am avut succes oricum. Răzvan, salut, vreți să fim prieteni? Da, logic. Voiam să vă mai zic ceva înainte. Eu nu sunt prieten cu oameni care merg în portalul ăla din capă. Deci dacă asta aveți în plan, nu putem să fim... Ce? De ce? Nu mai vreau să fim, da, nicio. Oh, what the... Ok. Andrei 2010? Ce frumos e tipul ăsta? Da. Salut, chiar eu, Andrei 2010. Și dacă vrei să fim prieteni, nu intra în portalul ăla, te rog. Ce, băi, impostorule? Oh my god, ok. No, no, no. Cred că lucrurile au luat-o prea departe. Dacă erai Andrei, voiai să o salvezi pe sora ta. Bă, cât de bine ai zis-o pe asta. Da, mă, nu, e un impostor, nu. Ui, ia stai o secundă. Ui. Ce frumos e băiatul ăsta. Bă, ăsta-s eu. Astăzi ne bușca Minecraft, dar nu avem voie să intrăm în portalul ăla din spatele meu. Nu, actually nu cred că-s eu. Nu, eu nu-l cunosc pe băiatul ăla, nu, chiar nu știu cine e. Nu, Andrei, legit, nu mai are sens, crede-mă, nu mai are sens să te complici, crede-mă, nu are sens. Da, nu, ăsta nu-s eu, nu-s eu ăsta, Andrei, înțelege. Bă, oricum nu-mi plăcea de tipul ăsta că-i urât, dar... Stai, ce? Stai, cum adică sunt urât? Bă, ia vină, mă, coa! Cum adică sunt urâtă? Cred că ai uitat cât de frumos sunt eu, de fapt, și cât de urât ești tu, de fapt. Adică tu ești cel mai urât. Andrei, unde am intrat? Unde suntem? Eu te întreb pe tine unde... suntem în Nether, pentru că am intrat în portalul ăla unde, practic, gen toți ne spuneau să nu intrăm. Dar noi am intrat, că noi suntem șmecheri. Poate e aici Bianca? Păi și atunci explicăm, fii atent, ce sens are, gen, nu, ce sens au toți oamenii aia care ne tot spuneau, gen, să nu intrăm în portalul ăsta? Hai să ne gândim, ce sens aveau oamenii aia, gen, efectiv? Ce sens? Poate erau trimiși de-ai lui Herobrine. Dar, măcar e vorba de Herobrine, știm clar că e vorba de Herobrine în chestia asta. Abar n-am, de ce stai atâta camere? Ori sunt la episod 4 din 2010, ori în emisiune la Măruță. Da, păi cum îți explici posterul? Da, mă, ok, bine, cred că e Herobrine, într-adevăr, dar... un lucru e cert! De ce am un bedrock în inventar, gen? Ok, presupun că trebuie să au... Trebuie să merge cu blocuri și un chest. Camera, monitor, ok, stai așa că... Wow, fii atent! Am un monitor care are două camere instalate. Ia, hai că mă uit mai întâi eu, ok? Mă uit eu mai întâi eu, gen, da, ok. Ok, să selectăm camera 1. Ce poate să fie pe asta? Ok. Oh. What? Ce e asta? Asta e o pușcărie? Ăla e capul lui Herobrine. Ăla e Herobrine și aia e Bianca cu o țintă pe ea. Aia e Bianca cu luna untru. Stai puțin, stai să dau pe camera 2. Camera 2. Oh my god. E Bianca chisă în pușcărie. Nu te cred. No, n-are cum să fie posibil. Nu, e registrare sau e live? E live, cred. Uite, efectiv dă cu punul la cameră. Oare mă aude? Bianca, mă auzi? Mă auzi? Nu, hai că mă aude dacă e... Nu, dacă iară lui Andreea sa nebunește, efectiv. Uite, dă cu punul la cameră, săraca. Bă, frate, are un televizor, un telefon și un bloc. Bă, frate, și o canapea. Andrei, trezește-te. Andrei, uite-te pe asta. Nu, doar uite-te, nu mai am cuvinte. N-am cuvinte, doar uite-te acolo, doar uite-te pe aia. Ce părere ai? Bă! Stai, bă, calmează-te, Andrei, calmează-te. E bine că știi că e în viață, e în regulă, ok? Îl omor, stai. Știam eu, o să plătească, da, mă, credeam, știam eu că e Herobrine.
Îi distrug tot? Ok, stai, stai, nu te-am bala. Domnule Rambo, nu te-am bala. Trebuie să o găsim totuși. Adică știm unde e, dar încă n-am ajuns la ea, ok? Hai să ne calmăm puțin și să vedem. Hai odată să o găsim și să-l facem pe Herobrine să plătească. În regulă, hai să vedem, hai. Mamă, bă, nu pot să cred ce a pus el la cale. Doamne, doamne, doamne. Andrei, cum am ajuns aici? What, ăla-i Herobrine? Andrei, wow, unde ne aflăm? Eu ți-am zis, bă, frate, ce e nether-ul ăsta? Că e Herobrine ăsta, nu mai arată nether deja. Bă, omul meu, omul meu deja s-a pus să facă parkour. Fă parkour-ul că ce, frate? Adică avem vreo garanție că dacă facem parkour-ul o găsim pe Bianca, gen? Astea sunt puse de Herobrine. Da, are sens, într-adevăr, da, n-am ce să zic. Ia uite-l, Andrei, mamă, în întreaga lui splendoare parkour-i. Na, poftim. Andrei parcurist. Bă, frate, ce e, mă, parcurul ăsta? Unde ești, bă, Andrei? Andrei, cum ai ajuns acolo? Andrei! Bun, fii atent, uite-te la schema asta. Ce-a făcut Andrei? Ok, da, casual omul meu a ajuns acolo. Nu mai suport. Ce parcur a făcut, frate, Herobrine? Bă, frate, lui răsc. Haha, nu bine nici când o salvăm pe Bianca, nu ești în stare să faci un parcur? A, bine, mă, zice ăla care moare în lava acum. Stai, bă, nebunule! Haide, mă, Andrei, că se... Nu se poate. Ia uite-l, bă, cum a ajuns, mă, ăla acolo? Bă, Andrei, vezi că ești ca în șmecheră în parcurul ăsta cu Herobrine, nu ți se... A, ce faci, mă, Andrei? Vezi că am venit... Bă, stai, mă, nebun! Frate, uite cu cine mă duc eu să o salvez pe Bianca. Și mai scrie și noob. Da, bun, hai, încearcă să mă ajuți, nu să mă mai omori. Noob. Bă, asta e imposibilă, legit, asta e imposibilă. Stai, mă, nebunule. Bă, e posibil asta? Nu e posibilă, legit, nu e posibil asta, realizezi, nu? Că nu e posibilă. Mai pun un bloc, frate, că nu e posibil, jump-ul. Da, nu, era de 5, nu era posibil. Deci, dovada clară, 1, 2, 3, 4, 5. Nu era posibil jump-ul ăsta, deci, Herobrine, ai făcut un parkour prost. Herobrine ne trolează. Frate, nu era posibil dacă era de 5, deci îmi pare rău, asta nu s-a pus. Chiar nu s-a pus asta, deci nu știu. Bă, am deja avut cu camera asta, nu știu ce. Ok, nu, bum, clasic. Ia uite-o. Bă, stai, mă, frate! Nu, bum, ia uite unde am ajuns eu și tu n-ai ajuns aici. Ok. N-am să întreb sincer, dar am de vedere că e într-un scop bun, adică să o găsim pe Bianca, eu zic că merită, da, eu zic că merită. Andrei, unde am ajuns? Bă, stai, mă, că dai în mine, nebunule! Bă! Andrei, uite că vine, uite, ia asta. Ia merele astea de aur, bagă măr de aur. Andrei, dar nu facem acum ceva 2 secunde, ceva genul acum de un parcurs sau ceva, că nici nu mai știu să vorbesc. Nu facem parcurs acum 2 secunde, cum unde am ajuns aici? Vino pe aici. Pe aici, urcă pe astea. What? Andrei, a găsit asta. Andrei, Vino, uite de aici. Uite că am găsit închisoarea. Andrei, am găsit închisoarea. Uite-o, e în fața ta, literalmente. E literalmente în fața ta. Andrei, am găsit închisoarea. Unde-i Bianca? Uite-o, nu cred. Ce faci, bă? Andrei, aia e închisoarea, cred. Unde-i Bianca închisă? Dar nu aud nimic momentan. Bă, voi chiar ați venit? Bianca! Bianca! Ăla-s-o? What? Bianca! Bianca, mă auzi? Ok, stai o secundă. Mamă, că-i Herobrine jos! Bă, trage-n ăștia! What? Ce căutată să ai Herobrine acolo? Veniți repede și scoateți-mă repede. Ok, da, cred că totuși asta facem. Acum venim. Haide, Andrei, trage-n aia de jos. Dar în același timp, uite, what? Mai e unul aici? Ce? Ok, bun, hai. Sari, așa, exact. Bianca, unde ești? Bianca, unde ești? Bianca, aici? Uite aici, ce înseamnă aici? Explică ce înseamnă. Bianca, uite-mă, aici la geamă, aici. Bianca, nu pune blocul, bă, că mi-a acoperit. În spate, Bianca, mă vezi? Bianca, sunt eu, ai silent, băiatul prețios. Am venit să te salvez, eu și fratele tău, salvează-mă. O să salvez imediat ce se mișca Andrei, gen. Mamă, ce soare omul pe mine. Ok, stai o secundă, Andrei. Realizez că n-avem cum să intrăm aici. Hai să încercăm prin tavan. Hai pe sus. Repede? Păi încercăm destul de repede. Andrei! Herobrine sus! Herobrine! Vino, repede! Trage
de ei! Trage de ei că moră! Moră, moră, moră! Andrei, trebuie să ne încarc, nu mai am gloanțe! Ce se întâmplă? Ajutor! Bun! Ah! Mamă, bă, frate, cât sunt, efectiv! Nu mai am gloanțe! Nu mai am gloanțe, efectiv! Bă, salvați-mă repede! Încerc, frate, încerc! Aolea, ce fuge Andrei! Gata, gata, Andrei! Gata, am terminat! Hai! Bun, hai, bine, hai să... Hai să... Aolo, stai că mai e unul, am mai rămas unul aici. Stai! Ah, mort, ok, bun. Hai, deci, Bianca spune hai, dar fii atent, Andrei, ce nu știi tu. Cum intrăm noi prin asta, e întrebarea mea. Cum e posibil să intrăm prin găurica asta micuță? Explicați-mi și mie. Bă, oricum, ajutați-mă. Ah, da, ok, mersi, foarte de ajutor, hai. Bă, dar de ce toată lumea zice hai, de parcă am putea să facem ceva. Stai așa să mă gândesc la ceva, că eu sunt super inteligent, stai o secundă. Cum facem? Stai o secundă. A, dacă și putea să intru prin asta, mă, dar... A, nu merge, bă, nu merge. Bă, Andrei, mai ții minte când ți-am propus atunci să mâncăm pizza vegetariană în loc să mai mâncăm pizza cu carne multă? Mai ții minte? Aolo, ce legătură are? Lasă-mă cu chestiile alea scârboase că trebuie să o salvăm pe Bianca. De ce cu ai? Ia, dă-mi o bucată. Dă-mi o bucată, te rog. Așa, 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 mai dă mai multe, dă mai multe, că o să am nevoie de mai multe. Ia-le pe toate. Perfect. Rămâi aici, fiate, rămâi aici. Bianca, vin imediat. Vin cât ai zice, Andrei, 2010. Imediat. Stai o secundă, vin în 2 secunde. Haide, hai că nu poate să fie atât de rea. Ok, sunt mai mic. Am reușit, Bianca, am reușit să intru prin asta. Bă, oh my god, am reușit. Ce mic e, salvează-mă, am venit. Mamă, cât ești imensă. Ok, bă, dar ce e asta? Stai așa, stai, că trebuie să o bag o pizza de asta normală. Ok, bun, perfect, sunt la normală. Bă, ce e asta? Tu aici ai trăit? O canapea? Și un televizor și ăla eu. Scoate-mă și un telefon. Dar cu cine vorbeai la telefonul, fără supărare, adică... Alo? Alo? Ok, Bianca, am atât de multe întrebări. În primul rând, cum ai ajuns aici? Ce s-a întâmplat la magazin? Ce? Scoate-mă? Nu, am... Vorbim după? Ok, da, presupun că vorbim după. Ok, bun. Da, despre chestia asta cu ieșitul... Îți place pizza vegetariană? Ok, vină cu trebuie să te sacrifici. Ca să scap, da, ok, trebuie să te scapi, să te sacrifici. Bun, deci, facem felul următor. Ia aici 2 blocuri de netherrack, ia o pizza și mănânc-o după ce ies eu, ok? Hai, perfect, uite-te la mine. Hai. Ok, perfect, bun. Acum rândul tău, hai, vină cumva pe blocul ăsta și mănâncă. Hai, mănâncă. Ce mică ești! Oh my god, oh, e prea funny. Bă, stai că dacă vede Andrei moare de râs ea. Bă, Andrei, ia vino, mă, ia vino în coacă. Andrei, aproape evadăm. Andrei, vino în coacă să ne vezi, Andrei. Unde? Aici, jos, aici. Aici, Andrei, aici. Aici, Andrei. Ce faci? Mamă, bă, ce, mă, ce nu-ți convine? Ce mici. Și tu ești un cârnat dacă noi suntem mici. Bă, vino cu Bianca, că trebuie să faci pizza ta asta normală, să crești la normal. Vino cu vino. Hai, bagă asta, exact. Hai. Oh my god, am scăpat. Cred că am scăpat aproape. Hai, hai, te descurci. Hai, descurcă-te cumva, nu știu, cumva te descurci. Nu știu cum. Urci cu aia așa. Oh my god, nu pot să cred că văd formula asta. Nu pot să cred, gata. Doamne, nu pot să cred. Yes. Oh my god. Ok, nu, actually, hai să nu ne bucurăm prea mult. Hai acasă, repede, de urgență. Bă, frate, ce post de rost, dacă niciodată nu o să înțeleg. Ai, Bianca, trebuie să-mi povestești multe când ajungem acasă. Acum că suntem cu toții acasă, după atâtea aventuri. Băi, cred că ăsta a fost cel mai greu episod de până acum. Nici măcar nu glumesc. Cred că ăsta, legit, dacă lumea nu apreciază chestia asta, da, ok, vreau să ne povestești cum a fost. Vreau să, ce s-a întâmplat cu magazinul, știm tot. Efectiv, tu te-ai dus la magazin și s-a întâmplat toată chestia asta. Deci, ia, vreau să aud povestea reală, full, să știu ce s-a întâmplat. Lasă-mă să povestesc, deci, ok, te las. Eu ascult. Eu m-am dus până la magazin, da, până acum totul e corect, într-adevăr, nu neg. Am văzut filmările de pe camere. Urma să fac cumpărături, să iau ceva gustări, pentru că nu știu dacă ți-a zis, Andrei, dar trebuia să vii să avem un campionat de gaming. I-am zis, da, păi chiar mi-a zis ghișe. Așa, ok, bun, voiai să iei ceva. Și m-am dus, ok, m-am dus cu cratimă, da, aia ziceam și eu.
O, chiar e scary povestea până acum. I-am cerut casierului o înghețată specială, că știam că îi plăcea lui Andrei o înghețată cu aromă de pizza. Iu, în primul rând. Cu pizza multă. Iu. Așa, mă rog, și s-a dus casierul în depozit. Și ghici cine a revenit. Stai să ghicesc. Herobrine? Ai silent? Nu, eu n-am revenit 100%. Nocivanu? Da, cred că nociv, sincer, da, s-ar putea, chiar s-ar putea. Zii cine a revenit? Zii, cine era casierul? Numai Andrei. Dar cine? Cine era? A revenit? Hai, ce-i suspansul ăsta? Nimeni altul decât Herobrine. Știam eu, n-avea cum, era clar. Era clar, eu m-am speriat, îți dai seama, da, îmi dau seama, nu, era clar, da, și ai fugit de el și cumva ai ajuns în închisoarea lui, da, am înțeles, ok, am înțeles exact povestea. Herobrine era într-o stare nu fizică, nu știu, probabil îl vedeam doar eu. Mamă, bă, asta e ciudate rău, ce-mi povestești tu aici, era într-o stare spirituală, bă, frate, what? Da, bă, că... Ia, că se bagă și Henry, de parcă știe, nu-l vedem pe camere, știi ce zic? Ah, da, mă... Wow, păi și cum ai ajuns în închisoare, zi? Da, ne-am uitat pe camere, stai liniștită. Da, ne-am uitat. Wow, da, stai liniștită că ne-am uitat. Și cum ai ajuns în închisoare? Da, am văzut că ai început să tragi cu arma, că te-ai speriat, așa. Bun, și cum ai ajuns în închisoare? Am fugit în pădure, ok. Am ajuns la casa aia noastră și m-am dus la subsol. Și știi tu ce subsol? Ăla de l-am visat, am fost acolo și am găsit un portal. Am intrat în el, credeam că e o farsă de a lui Andrei, că el tot face farse de-astea. Și am amețit și m-am trezit în închisoare. Ce farsă să fac, Bianca? Nu, gata, oricum. Nu, a fost clar mâna lui Herobrine. Dar voi realizați că toate chestiile astea s-au întâmplat din cauza înghețatei lui Andrei cu pizza? Firai tu să fii!